Pământ pline cu piese arheologice excavate din cetatea Tomis au fost aruncate pe un câmp la marginea Constanței. Ele provin din șantierul unui bloc controversat de 4 etaje care se construiește în centrul vechi al orașului, chiar pe un sit arheologic. Scandalul a pornit de la faptul că muncitorii au săpat cu excavatoare fără să permită accesul istoricilor sau arheologilor. Eu am înțeles că toate legile au fost respectate, părerea mea mai puțin. Această descărcare arheologică sau supraveghere care trebuia să aibă parte din partea unui specialist, în special arheolog, pe zona nedescărcată arheologic care este adiacentă zonei unde s-a săpat cu excavatorul. În sit de grad A, știe toată lumea, deci cel mai mare grad național al unui sit istoric arheologic. Noi vrem să păstrăm istoria orașului. Eu nu am mai văzut în România ca cineva să-și bată joc de istoria unui oraș. Pe unde am umblat, am văzut că centrele vechi, construcțiile vechi sunt reabilitate, sunt diverse centre de cultură. Numai la noi se întâmplă asta. Activiștii civici care s-au împotrivit construcției blocului au urmărit camioanele cu pământ și au început să caute obiecte antice. Numărul mare de piese găsite i-a făcut să alerteze Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Ei solicită descărcarea pe 400 de metri. Suprafața descărcată este mai mare. Asta vrem să lămurim acum. De ce s-a ajuns în acest punct? În urma plângerilor făcute, procurorii au oprit lucrările la cetatea Tomis. Nu au fost îndeplinite toate cerințele din autorizația de construcție. În cauza a fost întocmit dosar penal, fiind totodată dispusă măsura opririi temporare a executării tuturor lucrărilor până la definitivarea cercetărilor. Conducerea Muzeului de Istorie a confirmat că lucrările au fost sistate de autorități până la finalizarea anchetei și că în prezent nu se mai sapă în situl istoric. Eu zic că era necesară oprirea pentru că a apărut material arheologic și decât să riscăm ca acest material să ajungă aruncat pe câmp la marginea orașului, eu cred că e mult mai bine să ajungă în depozitul muzeului. Istoricii spun că obiectele găsite la marginea Constanței, munții de resturi aduși de basculante au fost afectate irreversibil și au înjumătățit valoarea. Tot centrul vechi din Constanța stă pe astfel de comori, iar în prezent cel puțin 6 astfel de șantiere se află în diverse stadii de exploatare în zona peninsulară.